Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea exact ce se întâmplă între voi și persoana de interes. Am să vă rog să vă gândiți la o persoană anume. Noi vom lăsa cărțile să meargă exact așa cum doresc ele. Titlul îl voi alege, cred că, ulterior, după ce termin de înregistrat. Și dacă ați simțit să apăsați pe acest videoclip, înseamnă că vor fi câteva mesaje care vor rezona cu voi. Există și persoane care vor rezona în totalitate, dar nu toată lumea. Bun, deci hai să începem cu energia voastră. Energia voastră care este? Faetonul, eventual voi puteți fi la un drum sau de asemenea voi ați putea fi într-o energie în care voi sunteți hotărâți să mergeți înainte către stabilitate, către echilibrarea vieții, către a vă găsi pacea, liniștea, către a vă găsi propriul drum în viață. Este foarte posibil ca unii dintre voi să simțiți niște intuiții foarte, foarte puternice, mai ales în jurul lunii pline sau să aveți vise premonitorii. De asemenea, este foarte probabil ca voi să începeți să simțiți o energie care să vă facă din ce în ce mai determinați, din ce în ce mai sigur pe voi, din ce în ce mai sigur pe ceea ce aveți de făcut. Chiar dacă nu știți exact destinația, începeți să vă focusați pe ceea ce este în fața voastră și pe ceea ce vreți să obțineți și începeți să faceți pași concreți. Văd modificări de rutină cu succes, dacă voi vreți să faceți modificări de rutină. De asemenea, tot ceea ce ține de obiceiuri, viața de acasă cumva se îmbunătățește, este ca și cum voi începeți să depuneți mai mult efort în acea speră. Energia persoanei voastre. Cinci de spade. Ok. Cinci de spade poate să indice faptul că fie vouă nu vi se pare că această persoană a fost sinceră cu voi sau nu vi se pare că a fost o persoană deschisă sau este posibil că voi pur și simplu să aveți senzația că această persoană vă ascunde ceva sau că într-un fel sau altul nu este corectă cu voi. Ideea este că, indiferent de această energie, pentru voi este ca și cum încercați să vedeți prin ceea ce nu vă este clar. Problema este că momentan nu văd exact ce este, dar vom vedea imediat. Situația dintre voi, acum. Opt de pentagrame. 10 de spade. Cine bun? Optul de pentagrame mă duce cu gândul la faptul că voi sunteți dispuși să depuneți efortul pentru a avea o relație mult mai clară, mult mai stabilă cu această persoană. Ce mi se pare ciudat la voi este că pentru voi se vede ca un progres. Pentru persoana voastră se vede ceva cu totul nou. Și la mijloc avem 10 de spade, deci poate să fie faptul că și voi și această persoană ați trecut printr-o separare dură și acum vreți să o luați de la capăt? Sau se poate ca fiecare din voi să fi trecut printr-o separare dură și acum să fie un pic mai greu să reușiți să dați o șansă acestei conexiuni? Dar 10-lea acela de spade pe mine mă face mai mult să mă gândesc că a fost o istorie între voi și această persoană mai degrabă decât să cred că e o conexiune cu totul nou, pentru că este și 8-ul de pentagrame, este ca și mie e destul de greu, chiar dacă am nebunul aici, să cred că asta e o conexiune nouă. Dar această persoană, dacă este o persoană veche, într-adevăr, atunci țineți cont că va încerca să vină cu o atitudine cu totul nouă către voi, va încerca să pară că totul, toate problemele din trecut s-au rezolvat, că totul este ok, că totul e minunat, că totul e frumos și voi, teoretic, ar trebui să credeți. Ce vrea această persoană cu voi? Asta-i cupe. Îndrăgostiți. Doi de pentagrame. Cărțile nu sunt extrem de rele. Văd că această persoană vrea destul de mult un nou început cu voi.
simte o conexiune foarte puternică, atenție, pentru că dacă această persoană spune că simte o legătură cu voi sau simte că sunteți suflete pereche sau de ceva de această natură, nu este neapărat fals, dar atenție, pentru că acum această persoană caută să vă capteze atenția. Se simte conectată la voi, într-adevăr, la nivel telepatic, dar atenție foarte mare, pentru că este ca și cum această persoană este mult prea fixată pe voi ca să se preocupe să și simtă conexiunea. Momentan, persoana este doar interesată de cum vă poate atrage mai repede înspre ea. Este o persoană care, deși vrea să vă atragă atenția, deși vrea să vă tragă spre ea, există niște lucruri din trecut care tot o bâzie, la care tot se gândește. Este posibil ca această persoană să mai simtă resentimente față de voi și să nu vrea să le lase și să fie cumva împiedicat progresul acestei conexiuni din această cauză, sau voi să trebuiască să depuneți mai mult efort și această persoană mai puțin din această cauză, dar se vede ca și cum în energia voastră voi sunteți cei care depun efortul aici. Să vedem ce ascunde această persoană. Paci de cupe, soarele. Și patru de cupe. Este o energie ciudată, pentru că pe de o parte persoana asta vrea să fie cu voi, pe de altă parte nu e sigură ce vrea să facă. Pentru că deși se vede cu voi persoana asta, își imaginează cum ar fi viața cu voi. Da, ceva, parcă nu e total convins, adică se aruncă în față și după începe să se gândească, dar oare am făcut bine pasul, dar oare nu am făcut bine, dar oare am spus bine asta, dar oare trebuia să spun altceva, dar oare ce a gândit când am spus asta, dar oare, nu știu, o grămadă de gânduri inutile aici. Nu e că are intenții negative față de voi, doar că se gândește deja că s-ar putea răzgândi pe viitor și să nu vă mai vrea pe voi. Genul acela de energie. De asta zic, e ca și cum persoana asta vă vrea, dar nu e sigură de ceea ce vrea. Este ca și cum preferințele acestei persoane se pot schimba destul de rapid. În special dacă aici aveți o conexiune cu o persoană mai veche din trecut. Dacă este o persoană nouă, ce vrea această persoană? Un pic indecisă persoana asta, chiar dacă e nouă, chiar dacă e veche. Are impulsuri, dar câteodată nu știe să facă pași, să nu facă pași. Câteodată este pur și simplu, nu știu cum să zic. Câteodată se reține din a face pași pentru a nu face un pas greșit. E o persoană care nu are curaj sau încredere de sine încât să își asume anumite riscuri. Este o persoană care și-ar dori mai mult, dar dacă e o persoană nouă, se teme foarte mult de ce ați gândi voi, cum ați vedea voi lucrurile, ca nu cumva ca această persoană să se ia după niște iluzii. Există și temerea asta pentru persoanele noi. Rezultatul aici, care să fie aplicabil ambelor situații. 8 de bâte, 5 de bâte, 9 de spade. Da, se teme. Ok, și situația veche e rezultat. Ok, aici o cărță. Situația nouă, rezultat. Bun. Cu rezultatul general, cu 8 de bâte, 5 de bâte, 9 de spade, va exista un conflict. Bine, va exista o comunicare și după, din comunicare, se va ivi un conflict din cauza anxietății acestei persoane, indiferent că e nouă sau veche, nu contează. Dar ideea este că voi trebuie să fiți atenți și să fiți cu ochii în patru, pentru că vor fi anumite indicii care vă vor arăta exact de ce este atât de nesigură persoana asta și de ce nu se aruncă cu totul și de ce nu vine în față și de ce nu face mai mulți pași dacă voi vreți ca această persoană să facă mai mulți pași înspre voi. Nu este ca și cum nu vrea să facă pași. E teamă să facă pași.
Dacă există o conexiune mai veche, există un potențial de împăcare, dar această împăcare ar veni după multe eforturi și nu cred că ar dura foarte mult. De ce? Pentru că am pași de cupe. Pașul de cupe există o energie destul de... Nu știu. Destul de imatură, destul de imprevizibilă, de la care te poți aștepta la orice, și plăcute și neplăcute, și bune și rele. Și îmi pare că energia asta se menține pentru conexiunile vechi. Pentru conexiunile noi avem doiul de cupe. Doiul de cupe în general este o carte de cooperare, de colaborare, de înțelegere, de echilibru, de liniște, de muncă în echipă, lucruri de această natură. Deci, pentru conexiunile noi aici, da, văd o împăcare care poate rezista, să zicem așa. Este totuși un doi de cupe. Nu, doi de cupe nu face atât de mult referire la timp, dar face cu siguranță referire la stabilitatea pe care o resimțiți în această conexiune. Faptul pentru care eu zic că ar dura aici este pentru că situațiile în care să ne regăsim echilibru de regulă nu sunt de scurtă durată. Și atunci este destul de clar și destul de logic că aici situațiile noi vor avea un pic câștig de cauză. Deși nu știu exact cum o să reacționați voi la conflictul acela. Conflictul acela stă un pic pe gândul meu și o să explic de ce. Pentru că energia conflictului nu este neapărat pentru acum, este pentru viitor, se va întâmpla. Problema este de cum veți alege fiecare din voi să răspundeți la acel conflict. Numai cred că aici va fi o chestiune în sensul că acel conflict se întâmplă și după se stabilește clar în ce direcție o ia această conexiune și din momentul în care se stabilește clar nu va mai fi drum de întoarcere înapoi nici pentru conexiunile vechi și nici pentru cele noi. Despre asta este vorba aici. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!